Edi, te-ai întors din Republica Democrată Congo de la Jocurile Francofoniei cu tot aurul? Da, și sunt foarte bucuros că am reușit să fac această performanță, mai ales că cu o săptămână înainte reușisem să cuceresc aurul european. Cum e viața acolo? Sau ce te-a impresionat? Nu o pot descrie, adică e complet diferit față de ce am văzut până acum ce este în Europa, dar m-a uimit pentru că persoanele sunt foarte fericite, chiar dacă condițiile lor nu sunt la fel de bune, nici pe aproape la fel de bune ca ale noastre, pot spune că sunt mult mai fericiți decât noi. A fost o competiție cu peripeția, e rămas și fără bagaje? Da, cred că acest lucru a fost cel mai greu, să stăm fără bagaje 5 zile. Primele 2 zile a trebuit să le concurez în hainele în care am fost și pe drum, în avion. Dar cu toate aceste obstacole, într-un final a ieșit bine. După medaliile de aur, urmează un moment foarte greu pentru tine, bacalaureatul. Cum ești? Nu sunt în zona mea de confort. Prefer durerea pe care o simt la antrenamente, durerea fizică, pentru că nu sunt chiar foarte, foarte familiarizat cu statul și învățatul și memoratul lucrurilor, dar fac tot posibilul și eu cred că voi reuși. Cât înveți pe zi pentru acest examen? De dimineață până seara, adică nu am altă variantă, deoarece ultimele luni am fost doar plecat și n-am avut timp absolut deloc de învățat. Iar acum, în aceste 9-10 zile, a trebuit să iau toată materia și să memorez tot de la început. Geografie, istorie, limba română, ai o materie preferată dintre acestea trei? Sau la care ești, la care te simți cel mai pregătit? La geografie. La geografie, că sunt cât de cât ok, mai ales că am fost foarte mult plecat de mic. Chiar mă descurc foarte bine și pe hărți și pe România. Cel mai greu mi-e puțin la istorie să memorez toți acei ani. Mama ta are emoții foarte mari la competițiile la care merge, are emoții și pentru bacalaureat? Da, cu siguranță, dar cred că mai mult tata. Dar sunt foarte înțelegători și chiar mă susțin și mă ajută cu orice am nevoie pe perioada aceasta și pe perioada bacalaureatului. Ce face mama ta în timpul meciurilor atunci când vine la competiții? Intră în sală sau nu poate să se uite la meciurile tale? Stă în sală când joacă colegii mei, iar când intru eu la masă, fuge direct afară și stă pe tot parcursul meciului și se roagă. Nu poate. Și tata e singurul care stă și se uită cap-coadă, iar fratele meu în reprize. Când se încinge puțin atmosfera, fuge după mama afară. După bacalaureat, ai și un moment de respiro? Am o săptămână în care va trebui să mă antrenez din răsputeri, deoarece va fi un concurs de seniori în Kazahstan, iar apoi vom veni direct în cantonament și ne vom pregăti pentru campionatele europene de seniori de la Malmö echipe, unde avem așteptări foarte mari. Primele zile libere când vor fi pentru tine? Sau anul acesta nu? Nu cred că voi avea parte de zile libere, poate așa o zi, două, da, dar o mini-vacanță sau o vacanță, cu siguranță nu anul acesta, dar este bine și așa și aștept anul viitor, vara de anul viitor.